Credem că pentru publicul meloman din Republica Moldova este deja cunoscută această formație, Clasa Vedetelor. Evident și conducătorul ei, Vlad Gorgos, ale cărui gânduri sunt pentru prosperarea culturii noastre, iar viitorul acestei culturi este generația ce ne va reprezenta în mileniul 3. Cu tril dulce și mângâietor. De la vară flori de tei, cu miresme dulci și cu șapta frunzelor de dor. De la pasărea nuată. Cui aparține ideea de a crea o asemenea formație și când s-a întâmplat aceasta? Deci ideea despre formarea unui grup de copii se coace de mult în mine, s-a copt, adică mai de mult, am colțit în mine și evenimentele au fost forțate numai de aceea, fiindcă acești membri, Sandu, Igor, Eugen, au început să facă mai mult în strunsnicii decât li se permitea. De aceea trebuia să fac ceva ca să îndrept pe o altă cale, pe o cale dreaptă și aici și... Au intervenit toate evenimentele pentru crearea grupului care încă atunci nici pomeneală nu era să se numească Clasa Vedetelor. Și care a fost evenimentul? Deci într-o zi, aproape de sărbătorile de Crăciun, i-am adunat pe cei care vedeți astăzi. Mai era Aleona Triboi, mai erau încă băieți din clasa a noua, atunci erau abia în a noua. Și le-am propus să facem câteva colinde pentru sărbătorile de Crăciun, dar mai altfel decât le știau ei. Deci într-o singură colindă am unit mai multe, am făcut câteva prelucrări, copiilor le-a plăcut, apoi de aici au pornit zilele de repetiții. Într-una din adunările noastre am adus clapa care are mai multe stiluri de stradă și am început să facem cunoștință cu stiluri, propunându-le lor, întrebându-i pe ei ce le-ar plăcea lor ca să facem, de exemplu, o doină. Doina a adus-o Vica, care a auzit-o de la mama ei, a început să o fredoneze, iar încetul cu încetul am început să alegem stilul care ar fi binevenit la această doină. Și l-am ales. Din zi în zi le plăcea tot mai mult să vină, mai mult să întrebe, mai mult să activeze în grupul care încă nu avea denumire și așa s-a născut acest grup. Când deja ne-am pregătit mai serios cu câteva numere pentru a arăta profesorilor că clasa noua a mai uitat de năstrușnicii, a fost primul nostru concert. Concertul care, deci, a fost demonstrat întâi în fața directoarei Liceului Ciprian Porumbescu, doamna Galina Buinovski. Ea, ascultându-i, i-a plăcut nespus de mult și i-a botezat cu denumirea care mai este și astăzi, Clasa Vedetelor. Clasa Vedetelor de astăzi este în componența care o veniți dumneavoastră, nu mai lipsește Eugen Negruță, care este la lecții. Cu cine ați început colaborarea? Din compozitori, din poeți? La început făceam noi. Până când ni s-a propus să participăm la concursul cântecului francez, unde noi cu mare interes, deci, ne-am apucat de lucru pentru... Deci de la început chiar am avut țelul de a câștiga acest concurs. Deci asta a fost prima încercare mai serioasă. Prima încercare mai serioasă,
deci în cadrul căreia noi ne-am încadrat și cu intenția de a câștiga și a pleca în Franța, căci așa au fost condițiile concursului. Câștigătorii își pleacă pe 2 săptămâni în Franța. Deci până atunci am lucrat singuri. A avut loc concursul la care noi am câștigat cinstit acest premiu. Ne-am văzut de acum câștigători, ne-am văzut de acum în Franța, deci în imaginație. Și după aceea, bunul meu prieten Nicolae Caragie, într-o discuție cu el, i-am pomenit despre copii, el a venit să ne vadă și în prima zi s-a îndrăgostit de ei și copiii, nu știu cum, deci așa a fost o legătură strânsă, deci care a vrut-o Dumnezeu, cred că, să fie copiii și Nicolae Caragie. Și un an de zile, avem, ba mai mult de un an de zile, de când Nicolae Caragie lucrează cu clasa vedetelor și în acest an melodiile care au fost aduse de Nicolae Caragie și prelucrate de el împreună cu dânsii, deci a avut mare succes. Mai vom cânta mereu cele grai și soarele nasfințit. Da, mai vom cânta, veșnic vom cânta de tot, de dragoste și alinare, de inimi care zbor într-un vis spre întâlnit o nouă zi. Și să-i prezint pe cei care astăzi reprezintă clasa vedetelor. Alexandru Gorgos, Igor Bujurniuc, Eugen Frunze și, ca să-i numesc pe toți din clasa a 11-a liceului Ciprian Porumbescu, Victoria Mahu, care este steluța grupului nostru, și Vitalie Negruțe, care este liceanul liceului Serghei Rahmaninov. Și cel care astăzi lipsește, căci se află la lecții, Eugen Negruțe. Activați de foarte puțin timp, ceva mai mult de un an, dar ați reușit să uimiți publicul din țară și de peste hotare. Care a fost prima încercare, așa, știu că ați fost la un festival și ați câștigat trofeul? Cât și aici, că deja avem de acum peste 38 de concerte date în fața publicului din Moldova, băieții și fetele din clasa vedetelor au avut un mare succes și peste hotare. Prima noastră invitație a fost invitația la Festivalul Internațional din Minsk, unde, vă spun cinstit, am plecat așa pentru a ne încerca puterile. Chiar vroiam să vedem ce vom face noi peste hotare, unde vom avea concurenți serioși. Care din festivaluri te-a impresionat mult? Cel mai mult m-a impresionat, sigur, că plecarea în Franța, care a durat în jurul la o săptămână, în timpul care am stat 3 zile la Paris, deci a fost un vis împlinit și mă simțeam că zbor, mai ales când am urcat pe turnul Eiffel. Era noapte și nu vedeam decât un câmp infinit de lumini, era ceva extraordinar. Apoi a urmat Louvre, Versailles, deci toate acestea au fost un vis. Turneul de la sfârșitul verii de pe litoralul Mării Negre ne-a plăcut foarte mult, spectatorii ne-au primit bine, am avut mai multe spectacole, că se întâmpla chiar și 2 pe zi. Unul dintre, mie mi-a plăcut cel mai tare spectacol. Ce te-a impresionat cel mai mult? Cel mai mult m-a impresionat spectacolul de la Costinești, pe o scenă enormă pe care n-am participat niciodată pe așa scenă. M-a impresionat ultimul nostru festival de la București, unde am luat cele mai mari trofeele noastre, Globul și Cupa. Salvați copii! Salvați copii! Pe la ferești,
printre copaci mai rătăcesc copii. Ca un blestem al cronie cerești, sângul la porți cerminte chipuri și casele din vis rămân pustii. Rămâne ca o toamnă-n pribegie viața noastră fără de copii. Salvați copii, salvați copii, în numele Luminii pe pământ. Salvați copii, salvați copii, și dăruiți-le tot ce mai sfânt. Salvați copii. Suflet și dați căldura casei părintești la ceas de reculegere și taină.